Bună seara, dragile mele, dragii mei, am revenit după această scurtă pauză și mă bucur că sunteți alături de noi în continuare. Mi-am lăsat lui Adi o provocare să ne povestească puțin cum a ajuns el în Kenya, din Statele Unite, de la Universitate din Statele Unite, tocmai în Kenya. Și ce a făcut acolo? Adi, te rog, povestește-ne, m-ai făcut curios. Da, deci, cum am ajuns în Kenya? Din nou, în cultura americană, în cultura de la Princeton, cel puțin, există această idee că vacanțele sunt menite pentru tine ca student să faci un internship, să faci un research, să profiți de această vacanță pentru a căpăta o experiență practică. Și pe lângă opțiunile de research, de internship pe care ți le oferă facultatea, există și aceste cursuri, cursuri internaționale, se numesc Global Seminars. Sunt 8 la număr în anul acesta, mai multe țări din lume și eu uitându-mă peste ele, am găsit un curs în Kenya despre societatea keniană, istoria Keniei și capitalismul și cultura vestică în Kenya și cum aceasta se lovește cu influența chineză și practic geopolitica ce se învârte în jurul Keniei. Plus cursul de limbă asociat acestei părți, să spunem, oarecum teoretice, doar că tot ce am învățat sau ar trebui să învățăm despre Kenya și politica Keniei s-a întâmplat în Kenya. Nu stând la un hotel de 3 stele, ci la niște apartamente, mâncând în oraș, plimbându-ne pe străzile orașului, stând de vorbă cu studenți de acolo, practic având șansa de a ne conecta cu adevărat cu oamenii de acolo și cu cultura lor. Deci, ca să înțelegeți, student plecat din România, un student în Statele Unite, ajunge să facă cursuri în Kenya. Asta înseamnă globalizare și asta înseamnă în ziua de astăzi să fii student, nu? Da, da. Și acum o săptămână m-am întors din Kenya, am stat o lună și jumătate. Călătorim prin mai multe părți din Kenya. Am stat 2-3 săptămâni în Kisumu, care este un oraș cam de populație de 600.000 de locuitori. Apoi am fost în Malindi, Mombasa, niște orașe pe coastă și apoi în Nairobi, capitală. Am petrecut și niște zile în rezervația lor naturală Masai Mara, unde se fac safari? Drumeții tip safari. Și pe măsură ce noi avansam de la un loc la altul, aveam și de citit și de a ne informa despre locul în care urmăm să mergem. De exemplu, atunci când am fost la Masai Mara și am făcut acel safari, a trebuit să citim despre conservarea de mediu și a vieții sălbatice din Kenya, istoria și prezentul Keniei din acest punct de vedere, dar și situația la nivel mondial când vine vorba de conservare. Așa că noi când am ajuns acolo, am avut o altă experiență. Am fost puțin surprinși despre faptul că era un resort turistic construit în interiorul unei rezervații naturale. Am fost surprinși de faptul că în Kenya există rezervații naturale private, multe deținute de familiile sau de oarecum de oameni ce au legături cu istoria colonială a Keniei. Kenya a fost sub coloniatul Marii Britanii și că încă există familii din Marea Britanie care au multe proprietăți și dețin foarte și multe vaste proprietăți, The White Highlands în Kenya. Și am ajuns acolo și nu eram niște simpli turiști care făceam poze și spuneam vai, uite un elefant, uite o girafă, uite o zebră. Și ne uitam și analizam. Cu un ochi critic, eram frapați. Nu? Da. Da. Și am învățat mult, mult mai mult decât ne-am fi așteptat. Pentru că înțelegeam, sau măcar aveam iluzia că înțelegem și ceea ce se întâmplă în spatele cortinei. Un exemplu personal. Mergeam prin rezervație și vedeam foarte multe escavatoare și nu înțelegeam de ce. Aceste escavatoare săpau gropi pentru a se acumula apa aproape de drum.
aproape de drumul pe unde se plimbă roverele. Da. Astfel încât apa să atragă animalele și turiștii să vadă animalele. Exact, și prădătorii și totul să funcționeze cum trebuie. Doar că este destul de ciudat, nu ar trebui o rezervație să fie rezervație și să nu există atât de multă implicare în a modifica și relieful și natura lor urmei, dar asta este altă discuție. Da, mai ales fiind și private, până la urmă, oamenii trebuie să înțelegem. Protejează natura, dar vor să scoată și un ban din pe acea proprietate. Până la urmă, trebuie un echilibru în toate. Da. Pentru că nu există, fără bani, nu există protecție. Da. Și fără protecție atunci nu se pot crea bani. Da. Deci trebuie să vedem din ambele părți. Și cred că avem mult de învățat. Pentru că pentru noi, poate venind ca europeni, vedem puțin altfel conservarea mediului. Mm-hmm. La ei deja e altceva. Și cred că ar trebui să vedem exact lucrurile astea și din punctul lor de vedere. Pentru că noi poate vedem, ca europeni, vedem numai din punctul nostru de vedere. Dar mi-ai povestit și un alt lucru, că ai avut și o experiență mai politică, economică. Da, timpul pe care l-am petrecut în Kenya. Da. Timpul pe care l-am petrecut în Kenya a coincis cu începerea unor proteste destul de puternice împotriva unei schimbări legislative, pe care din nou am ajuns să o înțelegem datorită cursului pe care îl făceam. Practic, în Kenya ei își doresc, guvernul își dorește să crească taxele pe care le iau pe venit, să crească TVA-ul la alimentele de bază, de exemplu, vor să crească TVA-ul la pâine de la 8% la 16%, vor să introducă anumite taxe pe proprietate, pe pământ, pe autovehicul. Iar oamenii din Kenya, mulți dintre ei nu își permit să plătească toate aceste taxe și este o foarte mare problemă, pentru că ei în Kenya au încă problema ghetourilor. Faptul că foarte mulți tineri nu își permit să stea în chirie sau o casă decentă și ajung să stea în ghetouri la marginea orașului. Și am văzut cu ochii mei acele ghetouri, pentru că erau foarte aproape de apartamentele unde stăteam în Kisumu. Și vorbind cu un coleg de-al meu din Kenya, care venise în acel program cu noi, el mi-a explicat că foarte mulți tineri ajung să-și caute și ei un trai mai bun plecând din zonele rurale, venind în zonele urbane, însă nu își permit cu banii pe care îi fac să-și cumpere o casă decentă sau un apartament și ajung să stea în ghetouri și nu își permit să depășească acel punct. Și stau în ghetouri. Și dacă această taxă se introduce fără ca guvernul să îmbunătățească, guvernul kenian să îmbunătățească situația de trai, condițiile de trai din Kenya, practic se va ajunge la o sărăcie mai accentuată și discrepanțe mai accentuate între clasa superioară și clasa inferioară. Și asta nu este dorit, pentru că Kenya are și o istorie de războaie civile, cele mai urâte în 1992. Cele recente, nu vorbim de 1800, 1900. Nu, 1992, un conflict pe care l-am studiat în cadrul cursului, între două triburi, iar conflictul a fost oarecum incitat în perioada alegerilor, când au avut și ei pentru prima dată alegerile multiparlamentare. Deci toată situația este încă una fierbinte, protestele încă iau loc, au murit cel puțin 50 de oameni împușcați de forțele de ordine și a fost și încă este o experiență ce ne-a învățat și mă învață despre ce înseamnă formarea unei comunități și formarea unui stat. Pentru că Kenya este un stat nou, format în 1963, atunci au câștigat ei independența. Ce mi se pare cel mai extraordinar despre aceste proteste este faptul că ele au pornit de la Gen Z, de la generația mea. Ei au spus, vrem un viitor mai bun, nu suntem de acord cu aceste taxe, protestăm pașnic, vrem altă soluție. Vrem o soluție pentru noi, nu pentru problemele macroeconomice, pentru noi, pentru oamenii de rând. Vrem să avem un viitor sigur. Ceea ce pe mine m-a inspirat extraordinar de mult. Faptul că acești tineri, copii, au spus că vrem
mai mult de la țara aceasta și vrem mai mult de la, vrem mai mult pentru viața noastră. Da, așa ar fi normal, pentru că dacă ne uităm, foarte multe evoluții, mai ales pașnici, au plecat, să spunem, de la tineri care așa sunt. Așa e normal să fie, mai revoluționari, da, mai liberi în gândire, pentru că noi cei maturi, la un moment dat, poate suntem prea ancorați în problemele noastre de zi cu zi și uităm să vedem, de fapt, viitorul și încotro ne îndreptăm. Cum ți s-a părut, să spunem, partea asta de lume? Mm-hmm. Cum ți se pare România și cum ți se pare Statele Unite? Aș spune că venind din România, mi este ușor să înțeleg și Statele Unite și Kenya. Cred că oarecum ne aflăm în, asta este o părere personală, cred că ne aflăm oarecum între acestea două, dar cred că pentru cineva venind dintr-un nivel de trai, să spunem, american, un nivel foarte bun de trai, venind din Kenya, a fost destul de greu să înțeleagă aceste situații, să reacționeze la, nu știu, sistemul de canalizare expus într-un șanț, trecând prin mijlocul străzii sau pe marginea drumului, sau a empatiza cu acei oameni. Însă eu, unul, din nou, asta este o părere personală, eu într-o lună și jumătate acolo mi-am întărit convingerea că noi oamenii suntem toți la fel, indiferent de gen, indiferent de păreri politice, indiferent de rasă, indiferent de vârstă, avem probleme asemănătoare, dorințe asemănătoare, frici asemănătoare și că principii ca bunăvoința, ca lucruri în echipă, ca empatia și dorința de a lucra împreună pentru binele comun schimbă orice situație oriunde. Spre bine. Ai dreptate. Nu vă să spun decât că ai dreptate și că mă bucur că gândești așa, mă bucur că sunt tineri care gândesc așa, pentru că și la noi există, domnule, ăștia tineri, ei văd numai de bucățica lor, de jocurile lor pe telefon sau pe calculator, de rețelele sociale și, dar iată că mai sunt și tineri care privesc în adâncimea lucrurilor și își ridică probleme existențiale importante, fără de care nu cred că am putea merge mai departe. Să revenim puțin la partea asta de studenție. Dacă ar fi să recomand, în afară de partea de că e cool, că e mișto să fii student în Statele Unite, ai recomanda tinerilor care urmează să se înscrie la o facultate, ai recomanda Statele Unite pentru a-și definitiva studiile? Aș recomanda, cred că, orice experiență. Cu cât rup mai mult tiparele și se îndepărtează de drumul bătătorit, cu un ochi critic și cu curiozitate, cu dorința de a învăța mai mult decât ce este în cărți, cu atât mai mult vor găsi până la urmă, vor înțelege mult mai bine lumea din jur, se vor înțelege pe sine, și pot decide în ce măsură pot să aducă un aport în lumea asta, nu știu, din punct de vedere profesional sau în ideea de implicare în comunitate. Da, recomand Statele Unite, dar din nou, din același motiv. La urma urmei, asta este o opinie pe care mi-am format-o în anii de liceu, indiferent unde te afli, depinde de tine cât de mult scoți din acea experiență. Poți să spui, vai de mine, sunt la cel mai prost liceu din România, nu știu ce o să mă fac. Doar că, chiar dacă ar fi mai greu, tot ai șanse să ajungi foarte departe, pornind de la propriul liber arbitru și a fi curios și a te interesa și a învăța lucruri singuri și de a cunoaște și de a pune întrebări. Poți la fel de bine să fii la cel mai bun liceu din România, cel mai bun liceu din lume, însă dacă nu ai această dorință... Să te ratezi, să zic așa. Da, da, da.
Nu-ți garantează. Nu-ți garantează. Eu pot foarte bine să termin studiile la Princeton, să petrec următorii 10 ani în viața mea mergând de la Harvard, de mai întâi Oxford. Însă asta nu-mi garantează mie nici succesul în carieră și nici aportul pe care eu pot să-l aduc României și lumii. Sau măcar ție. Da, sau măcar mie. E foarte bine că ai punctat lucrul ăsta, pentru că eu tot spun, și eu cel puțin practic chestia asta, eu învăț în fiecare zi câte ceva nou. Întâlnesc oameni noi, discut lucruri noi, uite ca așa cum am discutat despre lucruri pe care poate n-a fost niciodată interesat. Mm-hmm. Și chiar dacă am colegi care au dat bacalaureatul la astronomie, vreau să discutăm puțin și de partea asta, că iată, un subiect care nu e așa de cool, ca să spunem, pentru cei care se pregătesc pentru medicină, inginerie, matematică, fizică. Da. Da, deci e ciudat așa să auzi de astronomie și tu să faci din ceea ce ți-a plăcut, să mergi mai departe și să-ți identifici drumul tău și să ajungi student în Statele Unite și să devii inginer încetul cu încetul, plecând de la acest lucru, pentru faptul că ți-a plăcut și ai și predat, cum spuneai, în clasa 12 ai predat mai tinerilor tăi colegi acest obiect care nu e așa unul, să spunem, obișnuit. Da, este cel puțin pentru școala din România. Astronomia este probabil cea la ce se studiază foarte sumar la geografie. Însă astronomia este știința ce ne-a dat nouă oamenilor ceasul, calendarul, sistemul zilelor de săptămână, de exemplu. Luna are mai multe faze. Luna plină, primul pătrar, mă scuzați, să le iau în ordine. Luna nouă, primul pătrar, luna plină, al doilea pătrar și din nou luna nouă. Distanța dintre aceste patru faze ale lunii, de timp este aproximativ 7 zile. Iar durata rotației lunii în jurul Pământului e cam 30 de zile. Deci iată de aici explicația, avem luna de pe cer și luna din calendar și săptămâna. Și ziua și toate acestea pornesc de la astronomie. Lucruri pe care nu... Toată lumea le știe, să nu le înțelege, nu face lipeala între luna de pe cer și luna calendaristică. Și asta este o chestie ce există la nivel etimologic din latină, greacă veche, dar oricum, astronomia pentru mine a pornit oarecum într-o curiozitate filozofică din a înțelege cosmosul, universul și eventual de a mă înțelege pe mine și a înțelege cât de mic sau cât de mare sunt în universul acesta. Sunt mic în sensul că sunt doar un micuț omuleț și există pe o planetă micuță în jurul unei stele de medii și că dacă se întâmplă un cataclism cosmic, totul dispare într-o clipită și nu mai există nicio urmă că civilizația umană ar fi existat. Însă sunt foarte mare în sensul că am capacitatea sau măcar am iluzia că am capacitatea că pot să înțeleg acest univers și pot să îl schimb după cum mi-aș dori eu. Mai, la nivel mai mic sau mai mare. De acum îți dau o întrebare grea. Da. Ce răspuns dai celor care cred că Pământul este plat? Sau că soarele se învârte în jurul Pământului. Pentru că sunt șansele de persoane, dacă ne uităm și pe TikTok, pe Facebook, pe tot internetul, pe YouTube, există astfel de persoane, chiar comunități întregi. Da. Pot spune că le înțeleg la doar conspiraționistă, faptul că ei, cred că toată această mișcare a pornit în Statele Unite, împotriva ca o contra, nu știu, o contracredință, să-i spun, faptul că acești oameni nu au acceptat sau nu cred că oamenii au ajuns cu adevărat pe lună și că totul este o înscenare și de acolo au ajuns la faptul că Pământul este plat. Dar faptul că Pământul este rotund este o convingere pe care o avem încă de acum 2500 de ani. Da, dar să nu uităm că oamenii au fost arși pe rug. Nu, vorbesc despre grecii antici. Vorbesc despre grecii antici, nu mă refer la Galileo Galilei și Copernic din secolul 14 și 15, care au spus că Pământul este doar o altă planetă și că nu se află în centrul sistemului solar. Dar vreau să spun, grecii antici au observat că atunci când te uiți la o barcă, îndepărtându-se de port, mergând în largul mării, aceasta dispare de jos în sus. Dacă te uiți la un binoclu cu ea, sau efectiv te uiți la ea, aceasta dispare de jos în sus. Iar lucrul ăsta nu poate fi explicat decât prin faptul că Pământul este rotund. Iar barca nu se scufundă, este totul în regulă.
Și sunt atâtea experimente care pot fi făcute pentru a demonstra acest lucru, plecând de la simplu fapt că, multe experimente pe care le putem face la, la nivel uman, la nivel mic, nu e nevoie să mergem în spațiu să facem o poză, da. Ne uităm la, putem să vedem cu un telescop care, din nou un telescop, este o mașinărie destul de simplă, nici măcar nu este o mașinărie, este un sistem simplu de două, trei oprinzi, lentile, așa, exact. Da. Și putem observa, Luna este rotundă, toate planetele sunt rotunzi, putem să vedem Jupiter destul de clar și vedem că acesta se învârte, e o minge, și să credem că doar Pământul este rotund, este, scuze, că doar Pământul este plat și că nimeni nu i-a găsit încă capătul. Cam împotriva da. Ceea ce vedem. Dacă ar fi să alegi din nou, da, între a face studiile în România, uh-huh, și a le face la distanță, departe de părinții tăi, departe de prietenii tăi, de colegii tăi, da, în Statele Unite, ai face aceeași alegere? Acum, după primul acum, an. Acum, răspunsul pe care îl dau, da. Deci crezi că a meritat pentru tine? Da. Părinții cum sunt? Pentru că aici sunt sigur că sunt mulți părinți care se gândesc la acest lucru. Tinerii sunt mai gata, vreau să plec de acasă, dar părinții rămân. Pentru părinți, care ar fi mesajul? Da, este o discuție pe care am și eu cu părinții mei și este greu din ambele părți să te vezi de doar două ori pe an, mai ales în Statele Unite sunt destul de departe. Și da, ajungem să ne vedem de două ori pe an, adunat așa cam două luni în total și timpul acesta, perioada aceasta o să tot micșoreze. Doar că, oricât de greu ar fi, două lucruri vreau să spun. Iubirea și relația dintre un părinte și un copil chiar nu depinde de distanță. Chiar nu depinde de distanță, mai ales că acum ne putem suna aproape oricând, ne putem spune o vorbă bună aproape oricând, ne putem împărtăși gândurile și sentimentele mult mai ușor și dacă ai grijă celuilalt, nu doar să dai un telefon. Da, este greu să nu poți să le iei în brațe, să îl bați pe spate și să-i spui că o să fie bine. Doar că și ca tânăr e momentul în care tu pleci și te formezi ca adult și este momentul în care trebuie să înveți singur să te bați pe spate și să spui că o să fie bine. Să începi să-ți formezi propriile idei și propria dorință despre cum ai vrea tu să fii acea idee de acasă, ce înseamnă acasă. Acasă nu mai este cu părinții, acasă este în locul pe care tu ți-l faci. Și al doilea lucru pe care vreau să-l spun e faptul că este o investiție enormă. A pleca și a vedea lumea, a o cunoaște și a o studia. Este enormă. Iar ceea ce poate să aducă un individ plecat și trecut prin lume, din dorința nu de a se plimba, ci de a înțelege, e un beneficiu pe care îl aduce întregii comunități. Dacă acești oameni care se duc, nu știu, pot să dau un exemplu istoric, probabil Revoluția de la 1848 a fost până la urmă realizată de oameni ce și-au făcut studiile la Viena, la Paris, oameni care au cunoscut, sper că am spus bine, sper că nu am făcut o confuzie, oameni care au ajuns să înțeleagă lucruri diferite, idei diferite, principii diferite, pe care le-au analizat, le-au reinterpretat și au spus, din aceste idei putem să luăm niște lucruri bune să îmbunătățim lumea noastră. Să implementăm lumea noastră, în țara noastră. Țara noastră, exact. Cam astea ar fi motivele mele și argumentele mele. Bun. Și rămâne și partea sufletească pentru părinți. Este. Știu. Este. Aici este mai, greu. Aici mai e un preț. E un preț. Știu. E un preț pe care trebuie să-l plătim, pentru că în ziua de azi și băiatul meu a studiat în Marea Britanie. La un moment dat, ultimul an, chiar a stat singur în Marea Britanie. Eu deja mă întorsesem în țară. Uh-huh. Și știu că mi-a fost greu, dar ce să spun, atunci discutam mai mult decât discutam acum când este în Iași și ne puteam vedea în fiecare zi. Da, pentru că atunci, fiind la distanță, simțeam amândoi nevoia să comunicăm mai mult. Acum, fiind aici, alături unul de altul, știm că suntem acolo și când, doar când avem nevoie.
De asta, ca și părinte, înțeleg pe cei care se gândesc că copiii ar pleca la distanță destul de mare, dar ca și tot ca și părinte înțeleg că trebuie să vă luați zborul din cuib. Da, și da, da. Ce poate fi mai frumos decât să mergi să studiezi într-o țară străină la o universitate de prestigiu, așa cum este și cazul tău, așa cum a fost și cazul băiatului meu, pentru care, exact cum ai spus, este o investiție enormă. Pentru noi ca părinți, pentru statul român, până la urmă, pentru că dacă vă întoarceți, el s-a întors, dacă te vei întoarce și tu, dacă veți întoarce toți cei care mergeți, cred că vom putea face următorul pas. Când veți ajunge voi să conduceți țara asta, vom putea face mult mai repede pașii. Să nu uităm că, de exemplu, Japonia, după război, a făcut acest lucru și a trimis foarte mulți tineri să studieze în afara țării și le-a plătit studiile tocmai pentru a ieși din acea societate pe care ei o considerau la un moment dat învechită și pentru a face. Și acum, dacă vedem ce este Japonia din punct de vedere economic, din punct de vedere social, au făcut pași mult mai repede decât dacă ar fi rămas închistați în partea insulară, pentru că, până la urmă, e o societate insulară acolo, doar ei între ei. Ei între ei, da, nu? Literalmente. Da, vreau să-ți mulțumesc pentru prezență. Spune dacă vrei să spui ceva. Un singur lucru mai vreau să mai adaug. Faptul că evoluția unui tânăr, a unui copil, se realizează la nivelul unei comunități. Ai în primul rând familia, școala, dar sunt și alți adulți, alți oameni din exterior, care aduc un aport. Fie mai bun, fie mai rău. Eu nu mă consider un norocos. Nu mă consider un om special, nu mă consider un om supradotat, cum există acest termen, mă consider un om norocos. Care am avut norocul în ai mei 20 de ani să întâlnesc oameni care să-mi spună, eu cred în tine, vreau să te ajut. Printr-o vorbă bună, printr-o idee, prin a-ți da speranță. Unul dintre acești oameni este doamna Silvia Albu. Dumnea ei m-a ajutat și încă mă ajută enorm prin tot ce face, prin faptul că îmi dă sfaturi de viață, prin faptul că dumnea ei are și această expertiză în partea lucrării cu oamenii și că știe ce sfaturi să-mi dea astfel încât eu să-mi manageriez viața așa cum trebuie, fiind plecat acolo. Un aport în plus pe care, din nou, îl primesc, un aport în plus față de familia mea și de experiență pe care am primit-o până acum. Și cred că asta este foarte important și probabil ce i-aș ruga pe telespectatorii noștri, dacă au posibilitatea de a sta de vorbă cu copii, cu tineri, de a le da un avânt, o vorbă bună, un sfat, să o facă. Contează. Să o facă, chiar dacă nu sunt ai voștri. Chiar dacă nu sunt ai, chiar dacă nu sunt ai voștri. Pentru că așa ajungem să creștem oamenii ce vor forma lumea de mâine. Pornind de la nivelul comunității împreună. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată foarte mult pentru prezență. Pe Silvia o veți cunoaște la emisiunea de business, pentru că este o doamnă care se ocupă și de afaceri, dar care, așa cum ai spus, se ocupă și de tineri, dar nu numai. Și de partea de cursuri, este și mentor. Și iată că pentru tine a fost un adevărat mentor. Și, dragile mele, dragii mei, cu voi cu siguranță mă revăd data viitoare și vom discuta mai pe larg despre chestii foarte interesante. Toate cele bune!